Ești un... Eu ești... dezastru. Dacă eu îți trimit ce-am vorbit, tu vii mie să-mi spui ce că eu vorbit? Am vrut să-l chem pe ăla, mă. Păi uite ce spune lumea, toată lumea. Ce zice lumea, mă? Păi mă, nu mă mai dispea, că știu că nu e așa, mă. Păi da, l-a chemat, că... nu i-am zis nici o secundă să-l cheme. Nu i-am mai răspuns. Ce tot vii să mi se amartă că mă interesa, nu-ți trimit ce-am conversația. Dar se pare că n-am de ce să mă zic, că se pare așa. Bă, e vorba unde? Fix de un om cu care ai vorbit. Te rog frumos, nu mă mai enerva, că mă enervezi pe păi nu, nu mă enervați voi, voi m-ați enervat. Voi v-ați bătut joc de mine până alta, nu eu de voi. Voi, păi tu cu prietena ta și tot îi continui să ia apărarea, deci a făcut un lucru foarte grav. Păi apărarea, eu nu vorbeam despre cazul tău și a ei. Tu nu pricepi, măi omule, ziceam despre cazul și Filip. Trebuie să-ți zică și mantea că greșești, că te ceri cu mine pentru... Nu mă cer cu tine pentru Ligi, mă cer pentru că nici tu nu zici corect despre prietenul tău și atunci normal că mă enervezi. Te enervezi. Hai să pară normal ce a văzut. Deci și pe cine nu, a chemat? Eu nu înțeleg. Nu înțeleg, înțelegi, dar trebuie să spună toată ceva. Lumea. Hai să spun ceva. Dacă tu mi-ai fi arătat o conversație dintre tine și o fată, uite, Andreea, și fata aia vine în casă pentru mine. Păi n-a venit aia aici. Păi n-a venit, că n-a venit, dar nu că n-a vrut să vină. Păi n-a vrut să-l chemați. Păi n-a vrut să-l nu? Du-te, mă, lasă. Mie îmi pare bine că Dumnezeu le așează pe toate. Mie nu poate să-mi spună ele. Ele nu știau că Marius se întoarce. Nu puteți să-mi spuneți. Știa toată lumea că mă întorc. Cu Marius? Minte, Marius, toată lumea știa că mă întorc. Bravo, asta am zis eu. Adică știa el, știa Mariana, nu știa. Dar voi știați. Gașca voastră veselă știa. Gașca veselă știa. Știți de ce știa Ela și Mariana? Pentru că ele îi scriau lui Marius. De asta. Voi știa. Păi da, dacă aveai treabă. Nu le mai băga pe ei. Nu i-am scris lui Marius, atunci nu aveam voie să scrie. Păi trebuia să-mi scrie, bă, mai vii că vreau să-i chem bărbatul, Andreea. Era simplu, mai vii că vreau să-i chem bărbatul, Andrei. Ligi, dar nu înțeleg, n-ai cum. N-ai cum. Sunt prea surescitați, le-ai dat ultenească și i-ai dat peste cap. N-ai cum. Vorbiți pe rând. Dar este filmare, Andreea. Ce filmare? Săptămâna trecută, unde Andreea îmi spune clar la masa aici. Că vine. Da, că vine. Da, doamne, știau. Da, că vine. Știau că vine. Mi-a spus și mie. Da. Deci n-are rost. Aici poate nu a fost atât, dar o să se întoarcă. Sau poate că, Marius, tu la un moment dat în certurile tale cu Andreea, ei îți spus că nu mai vii. Niciodată. Cum i-ai spus și Mariane că ai renunțat la competiție. A fost o glumă. Marius, vrei să fii sincer? Ce ai zis în aeroport? Mariana, zic că nu mă mai întorc, că voia să-i aduc nu știu ce de la București. Ce ai zis în aeroport? Te rog, fii sincer. Ce ai spus tu în aeroport când te-a întrebat Andreea dacă te mai întorci? Ai zis că nu știi dacă te mai întorci. Ce-i bădai? E pe Insta story. A, bine, nu vrei tu să recunoști, asta e altceva. Am avut, ok, nu e nicio problemă. Dați în mine cum vreți voi, mi-asum. Recunosc că am greșit față de el, are toate motivele să fie supărat pe mine, dar nu cred că e cazul să-mi punești treangul în gât, că n-am vrut să. Da? Cătălin, ce ai avut de împărțit cu Sergio? Gândeam. Îl aștept. Cam târziu, dar a venit și momentul. Dar nu cer scuze pentru lipsa de promptitudine, dar iată că uite, a venit și eu timpul. Eu mă așteptam să se întâmple mai repede. Doar. Amor! Sergio! Da. Sergio! Ciao! Bună! Che ha passato? Niente! Che sta succedendo? Sicuro? A fost o mică neînțelegere aici, dar nimic grav. Mai! Doamne, ce s-a prezis? Întâmplat? Băiatul ăsta mă calmează. Dar cine, cine a provocat? Păi Mariana, dacă vrea să spună el primul variantă, lui dau dreptul și după mi intervin și eu dacă e cazul. Aveam o... Încep eu, nu-i problemă. Aveam o discuție cu... Deci, cu Andreea Oprică. Nu, doamne, cu Roxana vorbea el. M-am băgat. Da. Așa. Și apoi a intervenit Cătălin. Eram... Lasă-l să spună. Să ne oprească. Argumentul a început când era și Turcu aici cu Roxana. Când a venit Roxana în casa aici și am vorbit despre o pereche de care și frasă, mi-a luat și eu... Vestiții. Mi-a spus fratele meu să-i dau ei, să-i fac cadou. A, tu trebuia să vii să-i aduci aici? E, no. Doamne, nu! Ca Mimi, să-i să-i lui ce are el acum, să-i lui ăia. În fine, și după ce a plecat Turcu de aici, Cătălin, vorbind despre fratele meu,
Am vrut să aflu niște mici detalii despre cum s-a, ce a fost între ei, adică... De la ea, că bănuiesc că știai de la fratele tău deja. Da, nu, da, m-a întrebat dacă m-am văzut cu el și am zis că niciodată nu ne-am văzut. Nu, și ce mai nu stăm prea mult să ne vedem, că el e mereu plecat. El, ca să spun, el vorbea mai de mult, din câte știu eu, cu Roxana și noi am aflat-o mai acum, pe ultima 100 de metri. Dar nu trebuie să te vezi cu fratele tău ca să-ți povestească ceva. Poftim? Nu trebuie să te vezi cu fratele tău ca să-ți povestească ceva. O persoană care nu-i place să vorbească. Dacă mi-ar spune mie treaba asta, eu sau fratele meu cel mai mare ar afișa treburile astea ca să ne, gen, să ne dăm mari, gen. Eu, fratele meu la mai mare, aha, m-a făcut cu videourile și toate cele. Aha. Și tu te plictiseai astăzi și ai întrebat-o pe Roxana dacă s-a văzut cu fratele tău? Nu, mă, da, am început să o întreb despre cum a fost, că dacă mai ea, m-a întrebat dacă mai e mai nou ca mine. Doamne, și că dacă se potriveau... De acolo. Hai zi, Cătălin. Ok. Eu am terminat de mâncat, ei, Turcu a plecat și ei s-au mutat mai aproape. El zice că l-am întrebat de 4 ori. O singură dată l-am întrebat, că Mariu m-a întrebat ceva de Roxana și a zis, bă, nu mai vreau să-i salut cu ea, că nu are sens. Asta a fost singura întrerupere. După, eu m-am pus jos și el punea niște întrebări de genul, eu acum încerc scuze dacă am înțeles eu greșit. Nu eram foarte atent, că nu mă interesa. Dar ceva de genul, o tot trăgea de limbă de frate sau gen, dacă cred că te-ai potrivit mai bine sau ceva de genul ăsta, sau te-ai văzut cu el sau nu știu ce. În fine, ceva. Vezi că adaugi vorbe în plus și nu e bine. E treaba mea. Poate că știi tu acum că vorbești mai bine românește, dar după aia când o să vedem materialele, nu o să fie așa. Bun. Bun. Așa ai făcut? Eu am zis de acum că dacă cumva am înțeles eu greșit, deja încerc scuze deja. N-am făcut-o cu răutate. Eu eram oarecum uimit de ea, nu de el. N-a venit nicio treabă omul, el s-a supărat degeaba. Și chită, bă, frate, acum oră eu m-am certat. Turcu s-a supărat pe mine pentru niște glume inofensive. Și Roxana acum vorbește cu băiatul ăsta despre fratele său care a pozat-o, a filmat-o și a trimis-o în toată lumea. Și poartă și... Aceeași părere a avut-o și Filip, aceeași părere am avut-o și eu și Marius. Eu am gândit cu voce tare, asta a fost prostia. Am pus o întrebare atât, de la întrebarea asta de general. El n-a folosit corect la un moment dat niște cuvinte, a pus ceva de genul, faci intervenție. Eu deja m-am gândit la... Dar nu mă exprim bine că nu... La prostii, la alte chestii, faci intervenție pentru Turcu. Eu am făcut gestul ăsta strict pentru Roxana și pentru Turcu, să nu mai facă, că știam că Turcu când o să se vadă o să se enerveze. Foarte simplu. Ce nu s-a enervat? Păi stai un pic că n-am văzut ce să se enerveze. Oprică, ce spuneai că Roxana nu o să fie niciodată cu Turcu în afară? Asta credea, o la colonie. Ce tare, mă aud, Doamne, ferește. N-ai spus asta. Eu. E, a zis-o așa, să îi dea peste... Că nu o să fie împreună pentru că îl înșeală. Da, era nervoasă. Că l-a fost afară împreună. Am spus că o să-l înșeli, da. Că a crezut că e Andy în loc de Turcu. Nu neapărat afară. Posibil și aici. A, și aici? Da. Eu am înțeles că în afară. Și afară și aici e posibil. Vom vedea ce se va întâmpla. Mă rog, în viitor mă gândeam că poate... Te vezi cu da, Sergiu, când am sărit acolo, a zis că eu foc eu gen că eu sunt la rând sau nu știu cum. Cum? Ai zis că-s la rând sau cum ai zis? După fratele lui. Nu, asta decide... Dar să fie o grămadă, nu mă interesează. Nu, tu ai zis ce trebuie să decide, că tu ai zis vorbele tale. Cum e rândul, mă refer. Da, e. Gen că tu iei foc, că ce stai la rând? Nu, a zis că eu stau la rând. Nu, dar referi de ce iei foc, Cătălin? A zis gen tu de ce iei foc, stai cumva la rând și vrei să... Nu, după aia a zis că stau la rând, nu că stau cumva la rând. Eu vorbesc cu Roxana și de 4 ori încerc să mă întrerupe argumentul. S-a părut ție de 4 ori, nu? Nu e așa, chiar nu e așa, o să vezi că nu e așa. A început dar de 4 crezi ori. Că Cătălina o place pe Roxana? Da, zis treaba asta. Păi nu știu ce să întreb, că a luat mai mult foc ca Turcu. Adică i-am explicat și lui Turcu și lui nu este apărut. Dar tu ești. Nu este apărut aiurea situația asta. Andreea, ești bine? Nervoasă. Pe cine ești mai nervoasă în acest moment? Fără să vreau, am intrat seara în conflict. De ce? Fără să vreau, băgat. N-are dreptul să se supere acum? Hai să o luăm logic. Dar n-am zis că n-are dreptul, dar am mai spus o dată povestea asta. Pentru ce o tot repetă? Aici? Să spui povestea asta despre acel băiat? Da, a niciodată. Nu s-a vorbit niciodată. N-a vorbit niciodată. Despre Demi? I-a spus ieri, dar pa da. Ce mi-ai zis tu ieri? I-a zis ieri, Ligie, că de despre ce cine? Păi nu. N-a zis despre cine e vorba. Dacă era un băiat random, așa cum vă exprimați voi, era ceva. E o persoană cu care tu ai vorbit. E nu ceva eu mai... Eu nu știam. Mi-a ajuns odată cu... M-am făcut toată de râs la televizor cu Muri. Nu mă fac de două ori la televizor de râs. Deloc, crede-mă. Stai puțin, Marius. Tu ai prezumția de nevinovăție pentru că ea
nu a intrat niciodată în telefonul tău. Tu ai intrat în telefonul ei. Nu, nu, n-am intrat. Am intrat. Trimis. A simțit ea nevoia să se scuze pentru ce nu. Nu cred că a simțit nevoia, cred. Păi eu n-am intrat-o de el, că nu știam de existența lui. Da, clar. Și a vrut să fie sinceră cu tine. Lasă, băi, iată, lasă-mă avocatul poporului. Păi e bine că pot. Lasă, bine că pot, măcar. Altă întrebare. Cum a ajuns Ligi să îl recunoască pe acest băiat? De unde chestia asta? De ce el, de ce nu altul? Am și o întrebare. Am răspuns, dar pentru că a ieșit afară, pentru că a ieșit afară, nu ai mai auzit. Mai vreau să vorbesc. Dar a trecut. Am spus cum. Vreau să vorbesc. Uite, vreau să vorbesc. De ce tocmai el? De ce nu altul? Că au scris mulți că vor să vină pentru Andreea. Zeci de băieți. Liniștești ca să lămurim. Ai vorbit cu el înainte să fii cu Marius. Da. Despre asta vorbim. Păi și nu vi se pare un pic dubios să intre tocmai unul cu care a vorbit pentru ea? Dar nu adică intră. Nu mi-a fost de ajuns Muri să stau pe aici să fiu. Dar nu intră. Lasă-mă că nu intră, că nu intră, dar nu că n-ați vrut să intre. E o diferență, intenția contează. Faza e că ce-a vrut să facă scurând. Trebuie să intre Gabi, Vincenzo. Trebuie să intre Vincenzo și o să vezi tu. Să intre Vincenzo. Nu mă interesează. Ăla cu care a vorbit asta. Nu sunteți bine, sunteți foarte geloși. Ce se duce? Gelos? Cine e gelos? Pe ce te duci gelos? Nu, eu nu vreau să mai mă fac de râs la televizor atât tot. Nu mai zic. Dar n-ai cu ce să te faci de râs, nu iubita ta s-a dus în spate să ceară un alt bărbat. Când e vorba de o persoană pe care o știu și știu că a vorbit cu ea, nu mai am încredere că ea n-a știut că ea merge și vorbește cu persoana. Eu nu cred, nu mai cred. Cred că am dreptul să pun un semn de întrebare, că e o persoană cu care a avut legătură. Îți dai seama ce. Dar de ce m-am trezit cu Muri aici care a venit sigur pe el și era cu pieptul în față și eu nu că nu are niciun și ei vorbeau de 6 luni. Bine, ai subiect închis chiar urmă. Ai subiect închis, dar spun, nu vreau să fiu bine, cu okay, această situație. Bine, Marius, am înțeles. Vreți să vină acest băiat? Eu îmi doresc să vină, da. Nu e bun. Nu, eu nu ce treabă ai? Ce treabă ai? Eu le vreau binele, eu le vreau binele. Andreea, dar chiar nu mai vreau să fac asta. Chiar nu mai vreau să vă închide subiectul ce să fac. Vorbești despre altceva, nu sunt curioasă, la revedere. Împreună. Este foarte simplu, a vrut să îi facă un bine prietenei ei. Exact. Da, da, păi faceți-l până la capăt. Dar nu mai vreau, pentru că am aflat că tu te întorci și n-am mai vrut. Marius, repet, în momentul în care a aflat că voi doi intenționați să vă împăcați sau că v-ați împăcat sau că sunteți mai bine, am mers în spate și a spus Alinei că nu. Dacă era vorba de un băiat oarecare, nu era o problemă. Dar când e vorba de Marius, eu n-am avut de unde să știu. Știi foarte bine că i-a discutat. Nu, e adevărat. Hai, mă, lasă-i ăla, mă, cu care i-a vorbit. Pe ăla ți-a nimerit să-l chem. Hai, mă, lăsați-mă. Nu e adevărat, eu nu cred așa ce eu nu cred. Dacă de ce fac chestia asta? Nu am vorbit cum. Dacă e fix ăla, cum din toți băieții din țara asta care vorbește pe pentru Andreea, fix ăla e. Nu s-au stabilit. Hai, lasă. Băi, terminați odată subiectul, gata. Fiecare crede ce vrea, la revedere, nu mai vreau pentru că nu mă simt bine. Ce se parat aici la televizor? Marius, nu mă simt bine, te rog frumos să încetezi. Gata. Nici eu nu mă simt bine. Bine, ok, lasă, mă, că o să vorbesc mâine, chiar nu mă simt bine. Vorbiți despre altceva, despre altul care vrea să vină. Vă așteptăm pe voi până mâine, pentru că cele 8 ore s-au încheiat. Bine. Să rămână. La revedere. Nu te mai justifica, Andreea, că n-are rost. N-are rost. Fiecare are dreptul să creadă ce vrea. Asta am zis, n-are rost să-i mai spun absolut nimic. Eu cred că am vorbit suficient. Dacă vreau să intre în paranoia, drumul. Nu important e să fie ok cu el, nu cu restul din casă. Cu restul din casă e problema lor. Telefon, frate. Dacă eu îi arăt ce vorbește un băiat cu mie, tu zici să mă aștept. Frate, nu-i aici.